Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii martie și la final de fiecare zodie vă voi da niște puncte de cotitură pentru următorii 10 ani, adică ce caracterizează acea perioadă ca și importanță. O să vă spun că la modul general luna martie este o lună foarte bună pentru unele zodii și nu așa de bună pentru altele. Și vă voi detalia asta la fiecare zodie în parte. Ca și evenimente care ne vor marca luna sunt: pe 3 martie, planeta Marte se mută în Gemeni, urmând să facă un trigon cu Saturn pe 22 martie, o conjuncție cu nodul Nord pe 28 martie, iar pe 14 aprilie, trigon cu Jupiter. În această perioadă, modul de acțiune se va adapta mai ușor la nevoile de moment și se va încerca o abordare mai pragmatică, mai rece, care să aibă în spate strategii bine studiate cu atenție. Impulsivitatea dată de planeta Marte scade în intensitate, lăsând loc abordării mentale. Și va fi confundată asta în unele cazuri chiar cu o lipsă de implicare. Marte și nodul Nord vor căuta soluții adaptabile și aplicabile pe termen lung. Pe 6 martie, planeta Mercur se află la cea mai mare elongație, adică 27 de grade. Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec și vorbim despre echinocțiul de primăvară. Și asta aduce neîncredere în comunicare, grijă de pierderi materiale, dar este favorabil și ne încurajează în proiectele de mare anvergură. Pe 22 aprilie, Saturn va perfecta trigonul cu nodul Nord, impunând o direcție mai clară de evoluție personală și socială. Pe 13 martie avem lună nouă în Pești și pe 28 avem lună plină. Ritualurile de lună plină și lună nouă le cunoașteți, le aveți pe canalul meu YouTube, trebuie doar să le canalizați pe domeniile caselor astrale afectate pentru fiecare zodie în parte. Înainte de a începe prezentarea pentru fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia găsiți materiale speciale, altele decât le găsiți pe YouTube, aveți acum titlurile pe ecran și mai aveți și concursul unei astrograme personalizate. Haideți să vorbim acum despre amprenta lunii martie pentru fiecare zodie în parte și tendințele pe următorii 10 ani, tot pe fiecare zodie în parte. Haideți să vorbim despre Gemeni și cei cu ascendent în Gemeni. Dragii mei, luna martie va fi punicică pentru voi. Dacă vă uitați pe tabelul planetelor, o să vedeți că nodul Nord este în Gemeni și va sta așa până în decembrie. Asta înseamnă că vor exista evenimente predestinate, care ne vor obliga să ne adaptăm vremurilor. De aceea, asta pentru voi înseamnă ajustări, soluționări sau finalizări legate de relații personale, parteneriate de durată, contactul direct cu alții, cuplu, căsnicie, cooperare, conviețuire, uniuni, asocieri, colaborări, contracte, procese, lucrul cu publicul și aplanarea conflictelor. Mai înseamnă noi oportunități și șanse legate de viața proprie și direcția de mers, identitatea și imaginea personală, vitalitatea, comportamentul, exprimarea, înfățișarea, interacțiunea între interior și exterior. Tot din tabel îl vedeți pe Chiron în Berbec și el va sta așa până în 2027. Chiron în Berbec ne afectează în privința identității personale, a trezirii conștiinței și a încrederii în noi înșine. El ne readuce în prim plan suferințe mai vechi legate de felul în care ne percepem, în legătură cu siguranța noastră în noi, încrederea în propriile forțe și instincte, în competiție și preluarea conducerii și punerea accentului pe propria noastră persoană.
În această lungă perioadă suntem îndemnați să conștientizăm cine suntem noi cu adevărat, să ne regăsim părțile bune, să le scoatem în evidență și să ne bazăm pe ele pentru a evolua. Iar cheia pe care Chiron ne oferă este curajul de a ne privi exact așa cum suntem, de a ne găsi caracterul real și de a-l folosi pentru a ne depăși condiția. Tranzitul lui Chiron ne influențează pe fiecare în mod diferit, în funcție de zodia în care ne-am născut. Iar pentru gemeni înseamnă deschiderea unor rând ce țin de grupuri, colectivități, cauze idealiste, obiective umanitare și de întrajutorare, popularitate, renume și puterea proprie asupra celorlalți. Vestea bună este că guvernatorul vostru iese din retrogradare și este un timp perfect pentru acțiuni de forță, demers direct, evolutiv. Și mai avem și echinoxiul de primăvară care trebuie să începem ceva nou, odată cu acest nou an astrologic. Dar să o luăm cu începutul lunii martie, când toate planetele sunt în mers direct, inclusiv planeta Marte, care ne obligă să acționăm, să ne mișcăm cu rapiditate, iar ea se mută chiar în semnul tău, energizând prima ta casă astrală. Prima casă vorbește despre corpul vostru fizic, identitatea voastră, ego-ul vostru, energia fundamentală, unicitatea în comparație cu ceilalți. Aici, pe toate aceste aspecte, voi veți fi plin de încredere. Încrederea dată de războinicul Marte. Veți fi plin de energie. Veți fi foarte ocupați pe zona de carieră, iar în a doua parte de lună veți fi foarte ocupați pe zona de prieteni. Energia voastră de aer se mișcă foarte bine cu energia de foc a lunii martie. Dar atenție mare la corpul fizic. Să nu vă mișcați mai repede decât puteți fi voi ghidați sau protejați de către divinitate. Pentru că dacă sunteți nesăbuiți și prea curajoși, provocările vă vor face niște cucuie sau mici accidente la cap, pentru că planeta Marte are legătură cu energia capului, după cum știți. Pe data de 13 martie avem lună nouă pe energie de pești la 23 de grade și ea o să energizeze casa voastră 10. Casa 10 are legătură cu renumele, succesul în carieră, capacitatea voastră de a evolua profesional, tipul de carieră pe care îl veți clădi și ea este guvernată de Saturn. Așa cum v-am mai spus și în materialele dedicate evenimentului de lună nouă, acum este momentul să ne plantăm semințele intențiilor noastre viitoare raportat la casa 10 și responsabilitățile ei. Când faceți ritualul de lună nouă, vă rog să cereți Universului lucruri legate de casa 10. Deoarece asta se întâmplă pe energie de pești, voi trebuie să cereți să fiți ajutați cum să asimilați învățăturile mai vechi ce țin de carieră și de succes, pe care se presupune că le-ați trăit până acum. Energia peștilor vă face să aveți încredere în intuiția voastră și în visele premonitorii. Pe 15, planeta Mercur intră și el în energie de pești, adică tot în casa voastră 10. În această poziție, Mercur este în cădere, adică este mai slab și ne vorbește despre detalii, despre o gândire rapidă, așa că este o perioadă în care tu trebuie să aliniezi, să balancezi ce ai în cap cu ce ai în inimă. Trebuie doar să ai încredere în intuiția ta, care te va duce pe drumul cel bun când este vorba de domeniile casei 10. Pe 20 martie avem echinoxul de primăvară și soarele se mută pe energie de berbec, energizând frumos casa voastră 11. Casa 11 este casa prietenilor, a grupurilor de socializare și asta înseamnă că voi o să simțiți nevoia să vă faceți cunoscuți în lume, pentru ceva anume. Aveți nevoie nu numai de recunoaștere, dar și de ceva persoane care să fie alături de voi, ca un fel de acoliți. Soarele vă obligă să aduceți un echilibru în zona de prieteni și muncă în comunitate. Vă obligă să aveți grijă de sistemul vostru nervos,
Așa că eu spun să vă echilibrați stilul de viață mai bine decât până acum. Pe 21 martie, planeta Venus vine și ea și își aduce aportul în această zonă. Este energia iubirii, a curajului, a diplomației, care toate se vor vărsa tot pe casa voastră 11. Venus îți va mări atracția și cu siguranță că vei ieși cu ceva important în față pe zona de social și de comunitate sau de prieteni. Pe data de 28 martie încheiem luna cu evenimentul de lună plină pe energie de balanță la 8 grade. Astfel va fi energizată casa voastră 5, casa sentimentului, a iubirii, a sentimentelor față de copii, bucuria de a trăi, bunăstarea, recompensele, faima, norocul, luxul, petrecerile și aspectul vostru exterior. Această energie a lunii pline pe aceste domenii zice că ceva trebuie reînvățat, aprofundat sau încheiat. O anumită schimbare trebuie făcută și tu ai o viziune de ansamblu care te ajută să știi exact ce anume trebuie să schimbi. De asemenea, este un timp bun să concepeți un copil sau să-l adoptați. Fiind pe energie de balanță, eu cred că te vei uita cu mare atenție și la relațiile amoroase. Să vezi ce merge bine și ce nu. Cu siguranță că pentru a avea niște relații cât mai frumoase și mai armonioase, veți face niște ajustări acolo unde se cere. În concluzie, martie va deschide ușile pentru noi activități la fiecare colț. Este oricum o energie gentilă și bună. Veți avea parte și de energia magică a lui Neptun, care vă va aduce inspirație multă pe zona de carieră. Cineva anume o să vă susțină cariera sau o nouă dragoste la orizont, cu condiția să vă mențineți cu picioarele pe pământ. Energia din această lună va aduce în viață o mulțime de idei despre autorealizare, fie că este vorba despre hobby-uri sau oportunități de lucru. Gemenii ar putea descoperi acum activități care îi împlinesc cu adevărat, sport, scris, pictat și orice fel de alt hobby. Planeta Marte va avea cel mai semnificativ impact asupra voastră, aducând multă energie, uneori cam prea mult. Vă va da puterea să vă gândiți la situația voastră și să luați inițiativă pentru propriul destin. Acest lucru poate fi văzut în principal în ceea ce privește munca. Indiferent dacă aveți propria afacere sau sunteți angajat, veți fi întotdeauna uimiți de ideile noi și bune care vă vin. Cu toate acestea, feriți-vă de natura voastră duală, duplicitară. Și aveți grijă ca să și mai învățați ceva. Ceva nou care să vă folosească pe viitor. Și nu uitați să vă focusați pe propria voastră persoană și nu pe a altora. De data asta, puțin egoism nu strică. Pe următorii 10 ani lucrurile stau cam așa. Din 2021 veți începe o cu totul altă afacere. Gemenii vor revoluționa un domeniu în care nu au mai muncit până acum. Până în 2025, cei care își caută locul pe lumea asta, ori caută un sens al vieții lor, vor găsi soluții total altele decât cele de până acum. 2023 este cel mai benefic an din această perioadă de 10 ani și timp de un an, cei care vor să-și îmbunătățească viața o vor putea face. Chiar vor fi ajutați și nu vor fi nevoiți să depună prea mult efort. Lucrurile se vor schimba pe plan sentimental pentru acei gemeni care nu voiau să audă de copii sau de căsătorie. Se vor răzgândi la 180 de grade. Apoi, apar câteva cumpene serioase în toamna lui 2026, atunci când unele vești ar putea să vă dea peste cap în sens negativ. Poate fi vorba despre pierderea cuiva drag, dar nu în sensul de moarte, ci de despărțire, din care s-ar putea să ieșiți în pagubă, un pic șifonați. 2026 este anul în care gemenii ar trebui să nu călătorească, să nu se căsătorească și să nu facă copii. 2027 și 2028 sunt alți doi ani dificili pentru cei care nu și-au găsit un job stabil.
lucrurile se vor schimba în rău pentru aceia care au fost leneși și nu au făcut nimic în acest sens. 2029 și 2030 sunt ani ceva mai buni. Și nativii de aer vor reveni la vitalitatea care îi caracterizează. Sunt 2 ani buni din punct de vedere financiar și li se recomandă să facă investiții, bazându-se pe intuiție de data asta și nu pe calculele din piață. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.